Salutăm pe domnul primar și pe cei care au venit cu dânsul. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Am să dau loc fratelui Radu, care să își traducă pe dânsul și minutele care o să le petreacă cu noi să fie minute în care să simt aici pe Domnul. Amin. Dumnezeu să fie slăvit. Estáis junto con nosotros y por pocos minutos que estáis aquí queremos que cantamos una canción en español para que os sentís bien con nosotros. Y ya después el señor alcalde va a tener su discurso. Gracias. Care mă însoțesc în dimineața aceasta și, bineînțeles, celor care lucrează în primărie. No es la primera vez que he venido aquí. Nu este prima dată când mă aflu aici. He estado varias veces. Am fost de câteva ori. Y estuve también, tuve la suerte de ser invitado a una ceremonia. Am avut și harul să fiu invitat la o ceremonie de căsătorie. Que fue la primera vez que vine.
A fost prima dată când am fost în locul acesta. De una gran familia. Invitat de o mare familie. Romana, pero que lleva mucho tiempo con nosotros y una gran familia. Deci de o, a fost invitat de o familie, o mare familie din biserica noastră care a avut loc o căsătorie aici. Sabéis que desde siempre el ayuntamiento está abierto. Cred că știți, pentru că întotdeauna primăria a fost deschisă para todas aquellas personas que necesitan cualquier información, cualquier cosa del ayuntamiento. Pentru oricare persoană dintre noastră care aveți de cerut ceva, aveți de intrat în primărie, de rezolvat anumite probleme. Siempre las puertas están abiertas. Întotdeauna porțile au fost deschise. Y me doy cuenta que esto se ha quedado pequeño. Am înțeles că acesta este foarte, această primărie este foarte mică. Al pastor ya le he dicho que pida al ayuntamiento. Și-a dat seama că localul nostru era mic, am avut o discuție afară și convineam că să vorbească tocmai despre primărie. Și-a dat seama că localul nostru este mic și ne-a dat întâietate de a cere un alt local sau un alt loc pentru a face un local. Que nos pida la concesión de un solar un poquito más grande y a poquito a poco se puede ir haciendo. Așa cum am spus, deci ne-a dat dreptul ca să putem cere un solar mai mare, un loc mai mare, ca să putem face o altă biserică și încet, încet, cred că vom putea rezolva lucrul acesta. Creo que eso es lo importante, que cuando se va a la celebración, como la que están haciendo todos ustedes, porque hay algo muy claro, que aunque tengamos distintas creencias, el de arriba siempre es el mismo. Cred că este foarte important să înțelegem ceea ce deja ați înțeles. Chiar dacă suntem de distintă religii, avem un singur Dumnezeu care este deasupra tuturor lucrurilor. Aleluia! En el ayuntamiento, mientras que estemos, yo como alcalde o como lo que tenga que estar, lo que los ciudadanos quieran, en primaria, atâta timp cât voi mai rămâne acolo, trabajaremos siempre para que nuestro municipio sea lo mejor posible y la calidad de vida de nuestra gente sea también lo mejor posible para todos. O să lucrăm pentru ca municipiul în care locuim să fie de cea mai înaltă clasă, să fie cel mai puternic și cel mai frumos. Amin. Son momentos difíciles, momentos muy complicados económicamente, donde yo sé que hay muchas familias que han venido de otros países y que de aquí también. Del mismo Roqueta, nacida y de toda su vida, los abuelos, los tatarabuelos, también están pasando grandes dificultades. Sunt momente destul de dificile la nivel național, internațional, în ceea ce privește situația economică și cunoaștem situația familiilor care au venit din alte părți și chiar cei care s-au născut aici, felul cum trec prin această situație de criză. Los gobiernos tienen la responsabilidad de controlar para que ese control no sea por controlar a las personas, sino para que ese control sea bienestar para las personas, porque si en nuestro municipio, en el municipio de Roquetas, que hay 110 naciones, gente de 110 naciones, y sabemos si hay una cantidad de gente que no tienen papeles, pero tienen que comer. Guvernul actual are responsabilitatea să controleze oamenii, dar nu să-i controleze pe oameni, ci să controleze situația în care se găsesc oamenii, iar dânsii se consideră de asemenea că pot să facă lucrul acesta, pentru că sunt aproximativ 110 naționalități, națiuni aici, în Roquetas de Mar, și sunt interesați pentru aceasta. Esa gente que vienen de países que no son de la comunidad europea, y que no tienen la documentación correspondiente y que están dando vueltas por las calles y que cuando llega el momento pues tienen que vivir debajo de un techo y tienen que comer, y cuando se le pide ayuda y colaboración, que es a quien le corresponde, al gobierno de la nación, se tapa los ojos, no nos escucha